Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Heavy Rain. Oameni buni, pare că ne-am întâlnit, e bine. Am ajuns să jucăm cu câteva personaje noi, pe un detectiv și acum avem un alt detectiv, probabil. Ok. Ok, ce mai zice? Reporters, already. You seem well informed. Mai probabil sunt reporteri. Wow, ce se întâmplă? Interesant. God, my hands are trembling. I gotta keep my act together. Las, îmi place să se joace cu picioarele în baltă. Now that that name somewhere, what was it? Blake, Lieutenant Carter Blake, yeah, that's it. Deci vorbesc cu ăștia sau ceva? Ok, și eu probabil trebuie să mergem pe aici. Sunt șmecher? Mamă, FBI. Yeah. Yeah, of course. Ia badge-ul. Check. You can pass. Și cât de obicei poliția nu e foarte încântată când vine vorba FBI-ul. I saw him arrive earlier. He's here somewhere. Thanks. Ok, mersi, boss. Hai să căutăm pe gargiul ăsta atunci. Ia să vedem noi ce s-a întâmplat aici. În primul rând, vedem o ambulanță. Ambulanța pare ok. Mi-aduce aminte de scena când Marcus și-a revenit din Detroit. Știți când și-a revenit Marcus atunci? Opa! The fuck are those? Mamă, e sigur îi trebuie clar de soare. Oh, stai alea că... Video memo recording. Agent 47023, Nam and Jaden, Tuesday, October 4th, 2000. Mă, ești nebun? Augmented reality. Deci acum e ca și cum ne-am jucat Detroit totuși. Ok. Asta e interesant. Wow. A, pot să-i dau jos? Nu, no, pune-l înapoi. No, ce face asta? Ok. Mamă. Ești nebun. Ce-i aia? Sticlă. Bank manager. Mamă, deja află informații. E exact ca Detroit, frate, pe bune. I'm looking for Lieutenant Carter Blake. Unde? Încolo. A, uite, ăla e. Thanks. Ok, ce mai ne arată chestia asta? Opa, am auzit sunetul. Aici e probabil cadavru. Și ce e? You there. What are you doing? Nimic. Lieutenant Blake, I'm Agent Norman Jaden from the FBI. I went by your office this morning, they told me to be here. Now if you're looking for rain, bodies and highways, you come to the right place. Mike, will you tell that asshole to pull over and stop for 5 minutes? I can't hear myself think here. Right away, Lieutenant. Okay. Well, are you coming, Jaden? Păi nu știu. So, what happened? Some guy taking his dog for a piss found a body about 6 o'clock this morning. We don't know much more right now. Damn. Based on what we've seen, looks like the work of the origami killer. Oh, deci e cineva. Okay. Any witnesses? None yet. Given the neighborhood, I'd be surprised if anybody saw anything. Pff, chiar că dacă te uiți ăla cum e locul ăsta. He's on his way, Lieutenant. We've been waiting for an hour, for fuck's sake. Has the time of death been established? Based on the rigor mortis, must be less than 6 hours ago. We should know more once the coroner has had a look. Oh, okay. Has the body been identified? No, not yet. We should know more later today. Do we know the cause of death? There are no marks on the body. Chances are he was drowned. Holy shit! Like the others. Tony! Deci, origami killer ăsta omoară toți oamenii din
Îi neacă? Asta e interesant. Kate seems to be attracting the attention of the media. Yeah, a greedy pack of vultures. These guys have killed their mothers for a scoop. Some investigation. Becoming a three-ring circus. Listen, I'm a little busy here. Why don't we discuss all this a little later, back at the office? Oh, no, back at the office. Hey, Jaden, vrei să jucăm niște bowling? Ok. Hey, Jaden, you come and see me if you find anything, ok? We're on the same team now. Wow. Ok, scoate ochelarea aia de Bengo și hai să ne uităm în jur să vedem ce găsim. Ok. What do we have here, mă duți? Hopa, hopa, hopa. Găsim niște urme. Harry, come. Sample of no interest. Comes from one of the policemen present on the wasteland. Ah, la naiba. Deci urmă provenite de la polițiști. Ok. Când auzi sunetul ăla înseamnă că e... Când auzi sunetul ăla înseamnă că e ceva. Când auzi BAM! Înseamnă că atunci e ceva. Oh, ia uite, aici e ceva. Some orchid pollen. The concentration of pollen in the air is quickly decreasing because of the rain, but it gets higher in the direction of the body. Să înțeleg că a băgat polen în cadavru? Harry, comment. The pollen particles disappear in the tall grass. It's probably the end of the trail. Da, da, e ceva jos, coaie, nu vezi, uite. Ceva acolo. Harry, comment. Traces of blood on the railroad track. The blood report indicates an advanced and long-lasting state of exhaustion. Interesant. Ce nu pot să trec peste asta serios acum? Footprints continue just after the pollen trail. Ok. There's a good chance that they're the killers. The Origami Killer. Ok, și asta ar putea să ducă undeva important, uite aici. Harry, comment. Traces of blood detected on the fence behind the railroad line. Acui ar trebui să fie. Oba! A, mă, Jaden, ce faci? Și pămpălău ești. Stai că aici s-ar putea să fie treaba. Nu mi-ajung degetele când trebuie, mă jur. Dacă aș ști ce poziție am acum pe controller, ziceți că-s idiot. Aveam ambele mâini puse într-un mod foarte stupid. Ah, Bobiță, știu că poți. Adio costum, dău. Oh, triunghi. Jesus, ficior, când te pune să-ți apeși butoanele. A, uite, gardul ăla e bușit acolo. Oh my god, ce de informații, stai așa. Mă, cât de mișto e chestia asta, totuși. Te simți ca și Connor într-un fel sau altul. Deci am obținut niște informații despre niște urme. Opa, ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Urme de mașină? Opa! Deci urme de mașină totuși. Stai așa. Wow! Ei, nu e ca și cum nu eram deja făcut praf. Are-i comment. Tocmai am arătat muiță la unul tip. Deci nimic aici totuși. Da, aici se termină distracția totuși. Am presupun că trebuie să ne întoarcem jos acolo. Da, nu mai avem ce altceva. Și jos ne-am dus. Oh my god.
Mamă, ce plăcea să mă dau așa. Hai, ușurel. Ușurel. Hei, am ajuns întreg. Bun. Hai să investigăm noi ce mai e pe aici. Probabil tot ceva pe lângă cadavru trebuie să mai fie. Dar măcar am văzut că a venit cu mașina de pe sus de acolo și au coborât. Întrebarea e unde s-a întâmplat totul, aici sau... Hopa, s-a auzit. Dacă are comment. Adică mi-a apărut cu de-aia. Aia să fie, nu cred, nu. Ia zi-mi totuși aici. Harry, comment. The victim is lying on his back. No visible signs of violence. Așa. Adică nu. Pare a fi un copil totuși. Nani? His face is covered with mud, like the other victims. Așa. An orchid was placed on the victim's chest. Am înțeles, deci aici vine polenul. Aici. Și un origami în mână. A small origami figure in the right hand. Fingers were probably closed after the time of death. The victim is Jeremy Bowles, declared missing 5 days ago. See reference file. Deci e un copil. Dacă e destul de micuț încă să fie un copil totuși. Superficial wound on the right thigh. The blood is identical to that on the fence. Hmm. Oh, mai era ceva acolo, stai așa. Cred că am văzut tot ce era de văzut. Mai era ceva acolo. Mai era exact lângă gard, parcă ceva. Stai. You have seen all there is to see. Crezi? Adică... Nu mi se pare, adică, ba nu, am văzut aia tot. Ok, putem să ne cărăm atunci. Dacă el zice că a văzut tot ce era de văzut, atunci eu zic să-l credem, cine știe. Hai să mergem, boss. I'm heading back to the office. Stay in. Nope. Leave. No, I've seen enough. I'm leaving too. There's a railroad track near where the body was left. Same as all the other victims. Stash, huh? Way too many people here. They're trampling all over the crime scene. That's a problem. I think I've seen enough. Better get back to the station before I catch pneumonia. Okay. Impressive. Seems the only traces the killer left are those he intended to leave. He knew exactly what he was doing. Right down to the tiniest detail. The trail leads to this ridge. The killer must have come down here with a body. Interesting. The trail leads to this ridge. The killer must have come down here with a body. Și eu complet de aici, asta e întrebare bună. Aici. E bine, asta a fost o investigație destul de șmecheră. E, nu ca în Detroit totuși, dar destul de blană, adică pe bune, ochelarea arată bestial și ce poți face. Am făcut una cu pământul. Oh, nu, înapoi. Shit. Da, oamenii ăștia n-au și eu mică idee. Bă, ai în pana aia să mă duc totuși în ploaie. Am chef să mă duc în ploaie. Hai să-mi iau și eu totuși o umbrelă, o chestie. Să pot investiga cum trebuie. Aparent le place în ploaie. Nu degeaba se cheamă Heavy Rain, though. Mamă, fără centură? Urât, bă, așa, urât așa fără centură. N-am ce să zic. Și mai e și FBI. Urât așa. Adică uite la aia. Vei măcar vin cu cu o umbrelă ceva. Deci aparent să înțeleg că origami killer ăsta se ocupă doar de copii și îi rezolvă în la fel în fiecare situație, în sensul că le pune câte de aia și whatever. Ce vedem aici? Un fluture, probabil? A butterfly. A wolf. Șoarec, nu prea văd de șoarec, pare fi mai un lup. Sau poate fi și vulpe, totuși. A wolf's head.
Va fi un crab. A crab. Ia, huh. Arată ca un Grim Reaper. Death. Death. Arată exact ca și Grim Reaper. Ok. Și am anxiety. Anxietate. Whatever. I have the results of your MRI scans. Everything seems to be normal. There is no physical damage from the accident. Tu mă minți. However, I am worried about your psychological condition. I know it's not easy, but you've got to start over, Ethan. You're not responsible for what happened. It's my fault Jason is dead. He'd still be alive if I'd been looking out for him. It was an accident. Accidents happen every day. Sadness. You can't blame yourself forever for your son's death. Huh. How is Sean? Distant. He's a very solitary kid, you know, very focused within himself. He's really close to his mother. With me, he's more distant. And what about you, Ethan? What do you feel? Nu știu, ce ar trebui să simt? Depressed? I no longer want to live. I have no reason to continue. Îmi place să mă tai cu lama. Son, Sean. I couldn't save Jason. Sean doesn't need a father like me. Ce se crede de dezamăgire? Something else you wanted to tell me, Ethan? Blackouts. I sometimes have these blackouts. Times when I don't know what I'm doing. I recover consciousness sometime later. But I'm someplace else. And I have no idea how I got there. Huh. Do you think this could be related to the accident? You suffered a massive concussion and were in a coma for 6 months. Whoa! We really don't know what effect a shock like that can have on the brain. Holy shit. 6 luni in coma. That's the end of this session. We'll continue this conversation next week. Damn, bro. You were lucky, Ethan. It's very rare to survive such a traumatic accident. Cred și eu. I don't exactly feel lucky, doctor. Da, îmi dau și eu seama. Adică, în pana mea, totuși, a pierdut un... ce-a pierdut pe fisul, două. Se pare interesant, totuși. Unii dintre voi spuneați că, bă, cum Dumnezeu, bă, a murit ăla dacă aia mergea cu 30 la oră? Practic, în cinematic era în slow motion, deci... chestia aia s-a întâmplat mult mai repede. Ce înseamnă 0.986 inches? Aren't you gonna go play with the other kids? I don't feel like it. Oh shit, ai intrat și asta în depresie. Foame? Do you want to eat something? God damn it! Is something the matter, Sean? No, I'm alright. Sigur? How did things go at school today? The teacher yelled at me for being late again. What? She's gonna send me home the next time it happens. I'm sorry about that, Sean. Next time, we'll really pull it together, okay? Vai, I suck so bad. Cum Dumnezeu a ajuns asta târziu? Sau ce s-a întâmplat? Sean looks so miserable. Da, de ce-o fi? I wish I could help him. Just not sure I can right now. Dar cu ce să-l ajutăm, though? Poor Sean. He probably got into trouble at school because of me. What am I going to do to cheer him up? Merry-go-round? Maybe you're right, on the merry-go-round. Sau seesaw. Sean used to love playing on the seesaw. Hai să întrebăm. A boomerang?
Do you know how to use it? No, not really. I can never make it come back. Oh, vai. Try? Vedem dacă... Dacă putem să-l facem pe Sean să ne placă totuși, Shogad. Sper că vine înapoi și nu-n capul unui copil. Oh, shit, son! Yay! Puncte bonus de happiness. Do it again now. We go again! Ah, acel curcubeu fain. Oh, vai. You did it, Dad. Do you want to give it a try? I won't be able to do it. Oh, come on, let's try together. Oh, vai. Now, the main thing is to get the right position at the beginning. Now, you gotta throw it straight and a little to the right. Oh, vai, doamne. Oh, mega. Doamne, stash. Now, throw it. Oh, nice! I did it, Dad! Good Yay! Job, Sean. See? That wasn't so hard. Yay! În sfârșit ne revenim și noi după trauma asta o leacă. Mai suntem emotriști. Prea bumerang a fost cea mai bună opțiune, două. Înțeleg că acum vine maică-sa sau ceva? I'll find something else to do with him. Dacă mergem aici? I haven't been on a seesaw in a long time. What do you think? Yeah! Yeah! Poggers! Ok, bine, te las pe tine acolo. Hai, bobiță, vreau eu să mă dau. Ok? O, doamne. Asta mai lipsa să mă dau un topogan ăsta. Aaaa, nu cred că vrei asta. Fuck, dracu, se duce în cap după aia. Make me fly! Fă-mă să cad în cap și să mor ca Jason. Hai să nu. Aaaa, e așa de drăguț. Și te face să spese de ei, știi? Pentru că pana mea a trecut prin atâtea. Oh, doamne, ții minte că mi-am spart coaile odată de chestia asta. Exact cu aceeași figură, două. Exact cu aceeași treabă. He seems to be having fun. It's been a long time since I've seen that smile. Aww. Este în vârt? I bet I can push you so fast you won't be able to stay on it. Great. Nu tare, vreau să spar capul, dă-te. Oh my gosh, aici ți-mi minte că am primit un dăsta în cap. Aveam altfel de învârtitor dăsta așa. Da, învârtitorul pe care l-am aveam era o bestie de învârtitor cu aia. Ups, stai așa. Tu sun. Ba 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 ba. O să murim cu toții. Chestiile astea mi s-au părut mereu periculoase. În special în mâinile unor oameni idioți sau ce. Calmează-te, omule, ești nebun! You spin my head right now, ta na 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 na. Ok. La mine erau mai înalte și mult mai periculoase decât chestia asta. Adică efectiv fiecare scaunel era separat de o țeavă. Good training for astronauts, though. Am obțin și eu, nu știu de ce, uitându-mă la asta, dar mi s-a făcut rău, like, așa din... Ok. Și asta e o treabă. Ah, ce-mi plăcea mie chestiile astea, veri, adică totuși... It's getting dark. It might start to rain soon. Looks like rain's coming. I think we better go. Ok. E, măcar a fost înțelegător de data asta și n-am vrut să mai stăm. Let's just done a furisi, copile. There was some times I remember before. I mean, when Jason was still here. Așa. Sometimes I wish everything could just be the way it was before. Eh, cu toții vrem asta.
Me too. Nah. Tristețuri maxime, ce pot să spun. Oh, e încolo casa noastră. De ce a trebuit tu să strici toată... Tot momentul ăsta, Sean, tot momentul ăsta s-a dus dracu. Era un moment așa plăcut, de tată, fiu și toate s-a duci... Hey, Dad, can I have a ride on the carousel? Can I? Sure. Go pick a horse and get on. I'll get a ticket. Ok. Unde iau tichetă chestia asta, că aici să-ți fie? Yo, my dude! Nu știu un tichet. One, please. That's a dollar. Bună? Uno dolaro. Oh, ok. So, Sean, have fun, boss! Oh, what the fuck? Ethan? Ethan, ești ok, boss? What the fuck? Uh-oh. Oh shit, iarăși? Oh my god! Iarăși? Oh my god. Oh, asta e Mimu. Aici e Mimu. Sean! What the hell? Cât ai lipsit coaie? Ce s-a întâmplat? Să chios da, nu? Oh, vai doamne! L-am pierdut și pe ăsta! Sean! Sean! Nu e în casă. Nu e nici aici. Oh, you lost him. Sean, la naiba! Nu e. Oh, fuck. Oh, fuck, am pierdut și pe ăsta! Oh, oh my god. Pe bune? Oh my god. Acum e pierdut, știi? Adică nici măcar nu știu unde e corpul. Uite, iar are un origami mână. Oh my god. Bă. Eu cred că ăsta are traume și devine origami killer în blackout-urile lui. Pare mult prea evidentă treaba asta, dar mi se nu sar prea repede calul, though. Abia aștept să aflu mai târziu ce se întâmplă, though. Wow, ok. Ok, săracul Sean totuși, dar wow! Cum o să primească maica să vestea asta o să fie? Asta nu o să fie prea bine. Am, dar totuși, cum și-a luat blackout dintr-o dată, gen... Bâz, 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 bâz și aia a fost, știi, gen... S-a dus totul. Toată noțiunea lui despre timp și spațiu, like, adio. Oh, am mers la poliție ca să investigăm ce am aflat acolo, probabil, nu? Da, uite-l și pe ăsta. Ok, mai bun, cam asta ar fi tot pe această parte din Detroit, era să zic, din Heavy Rain. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe videouri de genul acesta, tot ce vă rog eu este să nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și noi ne auzim cel mai probabil data viitoare. Pa, pa!